Și îmi zice dacă pot să încerc să trimit plata fără să... Și îmi zice că nu poate să-mi spună locația lui datorită jobului lui și că îi pare rău. Și bineînțeles că l-am sunat, băi, frățiorii mei. Who I am? Who are you? Who are you? So I was talking to you on Instagram. Bună dimineața, băi, frățiorii și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Vlogul de astăzi o să fie un pic așa mai creepy, mai alea. Astăzi, băi, frățiorii mei, o să încerc să intru pe deep web și pe tot felul de site-uri de astea dubioase ca să căutăm un hacker să ne spargă contul de Facebook sau de Instagram sau de orice, să vedem dacă găsim. Sincer, nu este deloc indicat să, nu știu, să intri pe deep web și pe chestii de astea, pentru că în primul rând este tot felul de dubioși acolo, în al doilea rând poate să viruseze calculatorul, în al treilea rând dacă nu ești atent, se poate întâmpla foarte, foarte multe chestii nașpa. Dar sunt foarte, foarte, foarte curios să vedem ce o să găsim acolo pe deep web. Nici nu știu dacă am voie să filmez chestia asta și să o pun pe YouTube cum intru pe deep web, dar o să mă interesez imediat și o să vedem ce facem. Chiar dacă înainte eram foarte, foarte sceptic în legătură cu chestiile astea, că poți să spargi contul, poți să faci astea, cred că chiar este posibil, adică sunt anumiți oameni care sunt foarte, foarte buni în programări și în coduri și în chestii astea și cred că sunt capabil să îți spargă orice. Doar că da seama că trebuie să le plătești serviciile și ei, bineînțeles, o să rămână anonim. Dacă îmi dă țeapă, îmi dă țeapă, dacă nu îmi dă țeapă, foarte bine. Dar o să încercăm astăzi, băi, frățiorii mei, să vedem cum o să iasă. Am zis să trag perdeaua să fie așa roșu, să fie așa mai în temă cu videoclipul. Nu uitați, băi, frățiorii mei, să dați acolo un bun butonaș de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți primii notificați când postez. Așa că hai să mergem la calculator să vedem ce găsim. M-am pus frumos și am încercat să intru pe deep web. Ca să intri pe deep web ai nevoie de browserul Tor. Browserul Tor este un browser în care îți schimbă IP-ul, îți face IP dinamic ca să nu afle lumea locația ta și toate datele astea, deci e un browser anonim, ca să zic așa. Dar pe deep web erau chestii mai complicate, plata se făcea doar în Bitcoin și în chestii de astea, așa că am decis să caut pe tot felul de topicuri, tot felul de site-uri și pe Reddit și mi-a luat sincer ceva timp să găsim ceva. Bun, băi, frățiorii mei, după câteva ore am reușit să dau de un așa supranumit hacker care sparge conturi. Am vorbit ceva cu el, acum hai să vă spun cum a fost treaba. El se numește Don Hex și are username-ul donhex199999. În fine, are 0 urmăritori, băi, frățiorii mei, și 10 postări. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg cum. Și am scris: "Hello, I need some help." O să vă traduc direct în română ceea ce am scris, pentru că am vorbit cu el în engleză. Și am scris: "Salut, aș avea nevoie de ajutor." Și el zice: "Salut și bine ai venit la Don Hex." Și el mi-a spus: "Cu ce te pot ajuta?" Și am spus că mi-am blocat contul de Facebook. Și mă întreabă: "Ok, de cât timp?" Și am scris cam de o săptămână, nu mai mi-am amintesc parola și recent mi-am schimbat numărul de telefon și nu mai pot să resetez contul. Și îmi zice: "Ok, care este numele tău de pe Facebook?" I-am scris: "Crișan Sebi." Îmi zice: "Ok, să aștept o secundă." Și mă întreabă dacă contul meu a fost hackuit sau chiar mi-am pierdut parola și nu mai am cum să o recuperez. Și am scris că nu mai pot să-mi recuperez parola și am nevoie de un hacker bun ca să mă ajute să trec peste. Și îmi zice: "Ok, contul tău o să fie gata în câteva minute." Zic: "Mamă, să mă răbăiți mie, fii atent că ăsta e pus pe treabă." Și mă întreabă de unde am auzit de el. Și am spus că am auzit de la un străin, de pe un topic online. Și îmi zice: "Ok, that should be a satisfied client." Adică probabil o fi fost un client satisfăcut, adică un client pe care l-a ajutat el. Și îmi zice că trebuie să plătesc și că o să am acces la contul meu în maxim 15 minute. Și l-am întrebat cât costă și ce metodă de payment, adică ce metodă de plată folosește ca să-i trimi banii. Și mi-a spus că costă $53 și acceptă doar Bitcoin sau PayPal. Bă, când auzi $53, am zis: "Mamă, să moară băieții mei, așa ușor e să spargi conturi pentru $53 și atunci m-am gândit că poate sigurat este dintr-o țară din asta mai săracă, nu știu cum ar fi Africa sau ceva de genul, pentru că $53 nu e așa mult, nu știu, vreo 200 de lei, ceva de genul, și ca să spargi un cont, orice cont, pentru 200 de lei, mi se pare așa. Dar acum care mă enervați? Bă, care mă enervează, îmi iau aici prietenul meu african și vă sparg conturile." Și am întrebat care este e-mailul tău de PayPal. Mi-a scris doar: "Așteaptă o secundă." Mi-a dat contul lui: carumbaregina@gmail.com. Deci Carumba, sigurat, e un nume de ăsta african. Și mi-a spus să fac plata ca familie și să-i trimit un screenshot pentru confirmarea comenzii, plății. Chestia asta cu plata între familie și prieteni e ca și cum i-aș trimite eu bani, dar fără să mai plătim taxe, și mult mai ieftin cum ar veni. Și am zis că i-am trimis.
Vă dați seama că nu i-am trimis nimic. Și mi-a zis ok, voiam să fac rost de numărul de telefon ca să pot să-l sun. Și am încercat să bag adresa lui pe Google, să vedem ce găsim aici. Și am dat forgot password ca să încercăm să ne apară numărul de telefon pe care l-a folosit. Dar am reușit să obținem doar chestia asta. Nu știu ce număr e ăsta, habar n-am. Dar se termină în 01 și făcut din 1, 2, 3, 4, din 10 cifre. Dar cam atât. Bun, după ce m-am uitat acolo pe Google să văd care este numărul lui de telefon, i-am zis că ca să trimit plata am cere numărul lui de telefon și îmi zice că numărul tău se termină în 01 și dacă poate să-mi spună restul de număr, pentru că chiar voiam să-l sun. Și îmi zice poți să trimiți un screenshot și să trimit banii ca între familie și prieteni, ok? Și am făcut un Photoshop, băi frățiorii mei, o chestie ca și cum i-aș fi trimis plata. Dar vă dați seama că nu am trimis nimic și aici jos am scris că îmi cere numărul de telefon ca să trimit plata. Bineînțeles, este fake, am făcut-o în Photoshop. Și îmi zice doar o secundă, bla bla bla, și îmi zice dacă pot să încerc să trimit plata fără să fie vreun număr de telefon. Și am zis yes, după aia am trimis o eroare, bineînțeles, tot în Photoshop făcută, ca și cum nu merge fără numărul lui de telefon. Și am spus că nu pot, că am nevoie de numărul tău și l-am întrebat dacă este din Africa. Și îmi zice că nu poate să-mi spună locația lui datorită jobului lui și că-i pare rău. Și mă întreabă dacă am Coinbase account. Adică Coinbase account este un site de transferuri crypto, de trading crypto, poți să trimiți bani crypto, alea. Și l-am întrebat care sunt hackerii lui preferați și l-am întrebat ce este Coinbase. M-am prefăcut că nu știu ce este Coinbase, mi-a trimis linkul de la Coinbase și îmi zice lol, am câțiva, dar povestim după ce terminăm treaba aici. Și am zis, te rog, doar 3. Și îmi zice Adrian Lamo, Matthew Bevan și Richard Price. Mă rog, ăștia, dacă scrii pe Google top 3 hacker, ți-i dă ăștia, în fine. Și mă întreabă dacă am rezolvat contul de Coinbase, am zis că acum îl fac. Și după aia am scris că nu pot să fac pe Coinbase pentru că trebuie să aștept o zi sau două ca să depozitez banii și dacă putem să facem prin PayPal. Și îmi zice stai așa, îmi zice să linkuiesc cardul meu ca să meargă mai repede. Și am zis că nu pot, mi-a zis așteaptă o secundă, mi-a dat alt email și îmi zice să trimit acolo și dacă mai îmi cere un număr, atunci o să mi-l dea. Și să nu uit să trimit ca între familie și prieteni și să-i trimit din nou un screenshot pentru confirmare. Vă dați seama, i-am zis că am nevoie de număr. Mi-a dat aici numărul lui, dar vă dați seama că nu o să-l pun pentru că nu vreau să sune toate persoanele care se uită la acest clip. Dar este un număr de, nu știu ce număr este ăsta, bar n-am, este făcut din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ai, din 10. Și îmi zice să pun numărul ăsta și să trimit și că nu înțelege de ce îmi cere numărul pentru că nu am mai întâlnit așa ceva. Și bineînțeles că l-am sunat, băi frățiorii mei, să văd ce acolo. Și după aia am scris, am încercat să te sun, dar nu a fost eu, a fost alt african. Și îmi zice nu ar fi trebuit să faci asta și să nu fac asta. Și l-am întrebat why not și mi-a dat țin, băi frățiorii mei, mi-a dat țin. Hello? Are you Don Hex? Hello? Hello? I'm the guy who talked to you on the Instagram for the payment process. Confirm. What are you, Don Hex? Oh, I am Don Hex. Why you call me Hex? So I was talking to a guy on Instagram for hacking my Facebook account, and he gave me this number so I can confirm the payment. What? This number given to you to talk about? I don't have it. So who are you? Who are you? So I was talking to you on Instagram. So you are not a hacker. What is a hacker? I'm not a hacker. Instagram, Facebook. So your friend, maybe. Give me your number so I can confirm the payment. Your friend is a hacker. I don't have friends. I'm only the like the people. I'm only one man. So you are from Africa. So how old are you? This is not your business. So you leave me alone. That's too bad. Wait. No. Kiss. Mion kiss. What? Ce-a fost asta, bă? Ce-a fost asta? Deci
aparent nu-i, nu știu ce acolo, sincer, nu știu, habar n-am ce acolo. Ne-am luat mare sin, sincer, nu știu ce acolo, probabil, nu știu dacă era scam sau dacă nu era scam, dacă chiar îmi făcea rost de contul de Instagram sau nu, dar sincer, chiar voiam să vorbesc cu el la telefon. Cine știe ce rețea au ăștia acolo care se vorbesc între ei și fac și nu știu ce și nu știu cum, habar n-am, probabil, sau pentru identitatea lui nu a vrut să-mi dea numărul lui și mi-a dat numărul altul, dar sincer, habar n-am. Asta este, băi frățiorii mei, dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă mai vreți să facem o serie cu chestii de genul, dați acolo un pumn, butonul ăla și de like și, bineînțeles, ne auzim în vlogul viitor. Bye, bye, bye!